Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu în această duminică, ultima înaintea începerii Sfântului și Marelui Post. Au trecut 3 săptămâni pregătitoare, 3 săptămâni care fiecare din ele ne-au învățat ce este de folos și de ce trebuie să ținem cont în zilele și săptămânile care o vor urma. Dacă dorim ca cu adevărat postul nostru să fie cu folos, să fie spre mântuire. Duminica aceasta este însemnată în calendar ca Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Sfinții Părinți au rânduit pomenirea acestui moment acum la începutul postului pentru a arăta cât de folositor este pentru noi oamenii postul, dar și ce rău a făcut Adam, ce rău a suferit Adam, din pricina lăcomiei și neascultării. Creatorul îi dăruise primului creat, primului om, desfătarea raiului, dar îi ceruse să se ferească de a gusta din pomul cunoștinței binelui și a răului. Adam, cum știm, nu a respectat porunca, a luat din fructul oprit și a mușcat, mușcându-și totodată și inima. La mustrarea Creatorului, Adam nu a avut curajul să-și recunoască vina. Nu a avut curajul de a-și însuși răspunderea faptei sale și a dat vina pe femeie. Și ea, la rândul ei, a dat vina pe șarpele pe care o ispitise. Pentru acest păcat al neascultării, Adam și Eva au fost izgoniți din rai și trimiși în lume ca să-și câștige pâinea în sudoarea frunții și astfel să-și vină în sine să înțeleagă păcatul ce au făcut. Și ne-l prezintă cărțile bisericești pe Adam stând în apropierea raiului și plângând cu jale. Și chema toată zidirea să plângă, să se jălească împreună cu el. Spun cărțile bisericești, simte durerea raiului împreună cu lucrătorul tău care a sărăcit și cu sunetul frunzelor tare, roagă-l pe Făcătorul să nu-ți încuie ușa. Izgonit din rai, Adam nu mai găsea nicio bucurie. Nu mă înveselește liniștea pustiei, nu mă atrag înălțimile munților, nu mă liniștește frumusețea pădurilor, nu mângâie durerea cântecul păsărilor, nimic nu mă bucură. Sufletul meu este sfâșiat de tristețe pentru că am amărât pe Dumnezeul meu cel iubitor. Și au trecut veacuri după veacuri, până când Adam și Eva, acolo în iad, s-au învrednicit de mântuire. Când Domnul Hristos s-a pogorât până la ea și a eliberat pe toți cei care se pocăiseră, pe toți drepții care trăiseră cu nădejdea în venirea lui Mesia, izbăvitorul. A eliberat pe Adam și pe Eva și prin ei întreaga umanitate. Adam a pierdut raiul cel pământesc și îl căuta cu plângere. Raiul meu, raiul meu minunat! Și Domnul răstignit pe cruce, în marea lui iubire de oameni, i-a dăruit un alt rai, mai depres decât cel pierdut, sus în ceruri,
unde este lumina cea necreiată a Sfintei Treimi. Biserica ne pune înainte, în această duminică, pilda lui Adam, pentru a înțelege iar și iar starea de cădere în care suntem și astfel să dorim mai mult leacul cel binefăcător al postului. Și totodată, cunoscându-ne căderea și neputința firii noastre, să dorim și să prețuim darul mântuitor adus nouă prin jertfa Mântuitorului Hristos, Cel ce ne-a trecut din moarte la înviere. Cum Sfinții Părinți, pentru a ne îmbrăca în Hristos, în noul Adam, și a-L urma în moartea și în învierea sa, trebuie mai întâi să ne identificăm cu întâiul Adam, cel căzut, asumându-ne în mod liber situația sa de exilat, șezând și plângând în afara raiului. Și tot pentru o mai bună pregătire a noastră a tuturor spre a intra în postul mare, a fost rânduită și această săptămână care a trecut, săptămâna brânzei. Această săptămână e privită de imnograf de înainte prăznuirea postului. E ușa de intrare în stadionul înfrânării și a luptelor duhovnicești. Pentru că nu putem trece de la îndestulare la post, au rânduit ca Sfinții Părinți ca această săptămână să fie o pregătire, cum am spus. În duminica trecută a fost lăsatul sec de carne, iar în această săptămână, nu numai că nu am mâncat carne, dar și rânduielile bisericești ne amintesc că începe postul. Astfel, tipicul rânduiește ca în zilele de miercuri și vineri, din săptămâna cea trecută, să nu se săvârșească Sfânta Liturghie. Și am început toți a rosti o rugăciune specifică postului mare, rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne și Stăpânul vieții mele. Și tot în aceste două zile, miercuri și vineri, în mănăstiri, la trapeză, a fost doar o singură dată masă. Sâmbăta acestei săptămâni, deci ziua de ieri, e închinată cinstirii cuvioșilor părinți. Toți cei voință au strălucit în lume. Astfel, sunt evocați toți, începând cu Antonie și Eftimie, apoi sunt amintite locurile în care ei au trăit. Egiptul, Libia, Tebaida, toate locurile, cetățile și ținuturile care au hrănit pe cetățenii împărăției cerurilor. Potrivit unui părinte bisericesc, Nichifor Calist, această comemorare a tuturor monahilor a fost în chip iscusit așezată la intrarea în post, pentru a propune celor ce se pregătesc să intre în el exemple vii, cu atât mai prețioase cu cât timp, în timpul postului mare, fiecare trebuie să se facă într-o oarecare măsură monah, să adopte pentru un timp limitat, chiar dacă își duc viața în lume, modul de viață a celor din mănăstire. Într-adevăr, iubiți credincioși, în ciuda modurilor de diferite de existență, unul închinat numai lui Dumnezeu, iar celălalt legat de căminul său, între monah și mirean n-ar trebui să existe o distinție radicală. Atât pentru unul cât și pentru celălalt, nu există decât o singură dorință de desăvârșire.
o singură Evanghelie, aceleași porunci și aceeași răsplată. Prin viețuirea sa, monahul face din el modelul, icoana creștinului. De aceea, chiar dacă nu toți se consacră fecioriei, fiecare trebuie să străduiască, măcar în timpul postului, să vețuiască ca un monah, păzind înfrânarea, posturile, privegherea și rugăciunea. Pomenirea cuvioșilor părinți e o excelentă ocazie de a evoca virtuțile și luptele lor. Ei vor fi modelele de priveghere, de rugăciune, de lacrimi, de stăpânire de sine și de ascultare, dar mai cu seamă de renunțare, virtuți ce se cer practicate de toți cei ce doresc să treacă cu folos vremea postului. Dar toate nevoințele, toate faptele trupești pe care le săvârșim, trebuie supuse iubirii de aproapele. Purtați-vă sarcina unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Tot la post, un post complet al trupului și al sufletului, ne îndeamnă și pericopa evanghelică ce s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii. Acest fragment este o parte din predica de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos și urmează imediat după rugăciunea domnească, după rugăciunea Tatăl nostru. La prima vedere, pare să vorbească despre trei lucruri diferite. Întâi zice, de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Ne vorbește, se pare, despre iertare. Al doilea, când postiți, nu fiți striși ca fățarnicii, că ei își molesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grez vouă și au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Aici, desigur, ne vorbește despre post. Iar în al treilea rând, ne spune Evanghelia, nu vă adunați comori pe pământ unde molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură, căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. În aceste ultime stihuri, suntem sfătuiți, se pare, la a practica milostenia. Însă această pericopă, în întregimea ei, se referă, de fapt, la un singur lucru, și anume la post, de aceea și fost rânduită a fi citită astăzi, la începutul postului mare. Se referă însă la postul deplin, care include și iertarea și milostenia ca expresie ale înfrânării și jertfei deopotrivă. Dincolo de postul de mâncare cu care toți ne-am obișnuit și pe care ne străduim să îl ținem, Evanghelia ne provoacă la postul de săvârșit, nu doar cel de bucate, cel al trupului, ci și al minții, al simților, al voinței, al tuturor faptelor și dorințelor noastre, adică al omului întreg. Să vedem dar ce ne spune Evanghelia despre iertare. Dacă veți ierta, vi se va ierta. Dacă nu veți ierta, nu vi se va ierta.
Dar să nu credeți, iubiți credincioși, că Dumnezeu vede lucrurile atât de simplist, ca și cum ar face negustorie cu noi. Adică, dacă îți iert, te iert și eu. Lucrurile nu trebuie privite așa de superficial. Evanghelia vrea să ne arate că postirea înseamnă, în primul rând, iertarea celor de lângă noi, căci în viața cealaltă, pentru că dorindu-ne viața viitoare, postim sau iertăm, în viața viitoare, iertarea nu va mai fi troc sau tranzacție, ci o recuperare și reabilitare. Cu alte cuvinte, dacă dorim să postim cu adevărat, suntem chemați mai întâi la îndreptare, la pocăință, la recuperarea relației cu ceilalți, fără de care nu există mântuire. Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, arătată în atâtea rânduri față de noi, trebuie să ne îndemne la a ierta și noi pe fratele nostru și la rândul nostru să-i cerem iertare. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să aibă urmări în întreaga noastră viață și să se exprime mai ales în viața noastră socială, în felul în care îl primim pe cel de lângă noi, prieteni sau dușmani, vecini de aproape sau străini de departe. Am putea spune că a ierta este sinonim cu a iubi. Și dacă ne gândim la marea iubire a lui Dumnezeu, înțelegem de ce este și Cel care ne iartă nouă tuturor greșelile noastre. Și noi oamenii îi iertăm mai ușor pe cei pe care îi iubim sau pe cei pe care ne iubesc. Dar să încercăm să lărgim cercul acesta al celor care primesc iertarea noastră, a celor care se bucură de dragostea noastră. La aceasta ne îndeamnă Hristos, pentru că nu putem iubi pe fratele nostru știind că Hristos, Mântuitorul, s-a jertfit pentru el. În continuare, Evanghelia chiar ne vorbește despre post. Dar spre mirarea noastră întâlnim o aparentă contradicție în cuvintele Mântuitorului. Pentru că, pe de o parte, îi condamnă pe cei care țineau numai decât să se arate oamenilor că postesc, întunecându-și fețele și atrăgând atenția în felul acesta celorlalți, de parcă ar fi zis, iată, eu postesc. Pe de altă parte, însă, ne învață să ne ungem capetele și să ne spălăm fețele atunci când postim, fapt ce ar putea părea un alt fel de a atrage atenția asupra noastră. Ce vrea să spună Domnul când zice să ne ungem capetele și să ne spălăm fețele? Departe de a fi vorba de un alt fel de fățărnicie, înțelesul este următorul. Ungerea capului înseamnă luminarea minții cu darurile Duhului Sfânt, capul închipuind mintea. Iar spălarea feței înseamnă curățirea omului celui din afară, adică a simțurilor noastre, căci fața închipuie pe omul cel din afară, omul trupesc. Hristos, deci, ne atrage atenția că postirea trebuie făcută și cu mintea, cu rațiunea, dar și cu simțurile noastre, cu care adeseori alunecăm spre păcat sau spre dorințe păcătoase. În sfârșit, al treilea lucru la care ne cheamă Evanghelia este milostenia, care mediul împotriva lăcomiei și a adunării nesănătoase de bunuri. Și anume zice Evanghelia, feriți-vă de lăcomie, nu vă adunați comori
Pentru că dacă le veți aduna aici, aici vor rămâne și odată cu acelea va rămâne și inima voastră lipită de ele. Fiecare dintre noi ne simțim mai mult sau mai puțin lipiți de bunurile noastre materiale și fiecare dintre noi probabil ne trezim până și în cele mai sfinte ceasuri, în ceasul rugăciunii, că mintea noastră, în loc să fie la Dumnezeu, se gândește la cele adunate. Astfel, averea noastră și lucrurile noastre, în loc să devină lucruri necesare traiului, se transformă adesea în tirani care ne robesc. Lăcomia pe care o înfierează Evanghelia vizează zgârcenia și neînfrânarea. Dar și lăcomia ne sătulă pentru lucrurile trecătoare ce ajung să ne robească. În opoziție cu toate acestea, stă norul de mărturie a celor ce l-au aflat pe Hristos, adevărata comoară și s-au lăsat robiți de El. Primii dintre ei au fost Sfinții Apostoli. Cum citim în Evanghelie, ei însă și-au mărturisit, iată, noi am lăsat toate și am urmat ție. În una dintre zile, cei care îl urmau pe Hristos, auzind cuvintele Mântuitorului, au spus că sunt grele de împlinit și au plecat de lângă El. Au rămas doar apostolii. Iar când i-a întrebat Hristos, voi nu plecați? Ei au răspuns, unde vom duce, Doamne? La Tine sunt cuvintele vieții. De asemenea, niște îmbogățiți în Hristos au fost toți cuvioși și părinți, care au trăit în sărăcie desăvârșită, neștiuți de nimeni, dar care, așa cum spune Apostolul Pavel, dar de care lumea nu era vrednică, tocmai pentru că în ei, în sărăcia lor, strălucea Hristos. Dar și atâția creștini pe care îi întâlnim și astăzi, săraci, lipsiți de averi mari, dar care sunt senini și fericiți, pentru că cu adevărat au găsit comoara cea scumpă și l-au primit pe Hristos în viața lor. Evanghelia de astăzi ne arată că postirea noastră trebuie să se îndrepte și împotriva răutății, spunându-ne că trebuie să și iertăm. Să lăsăm răutatea, să îmbrățișăm cu dragoste pe cei ce ne-au șicnit, ne-au bârfit sau ne-au nedreptățit. Ne învață că postirea înseamnă și înfrânare de la tot ceea ce ne robește și de la tot ceea ce ne face să ne lipim inima de bunurile pământești, trecătoare și nemântuitoare. De asemenea, ne arată și că trebuie să îmbrățișăm postirea cu bucurie, iar nu triști, nu întunecându-ne fețele, ci cu entuziasm și încredere, bine știind că postul ne zidește, ne crește sufletește. Să nu postim doar de bucate, care ar transforma abordarea noastră în simplă dietă alimentară, într-o cură de slăbire sau detoxifiere a organismului. Perioada aceasta de post, în care vom intra de mâine, nu înseamnă doar o simplă dietă, o înfrânare de la anumite mâncăruri, ci se vrea dăruire totală cu tot trupul și sufletul nostru, ca în întreaga noastră ființă să se întâmple ceva, astfel încât Sfânta Înviere de la sfârșitul acestei perioade să fie cu adevărat lumină și binecuvântare pentru întreaga noastră ființă. Urcușul nostru duhovnicesc nu trebuie să se constituie din sincope. Nu postim anul acesta 7 săptămâni,
mai 7 săptămâni la anul, sau peste 2 sau 3 ani. Această perioadă se vrea permanentizată în viața noastră, în perspectiva vieții de veci, unde nici nu vom mai mânca, nici nu vom mai bea, nici nu vom mai avea alte relații cu aproapele decât buna înțelegere, dragoste, și nu vom mai strânge altfel de comori decât darurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Postul nostru, iubiți credincioși, și postul în general, nu trebuie să fie un scop în sine. Renunțările pe care ne vom impune în această perioadă trebuie să ducă la întărirea și curățirea omului nostru interior. Fiecare din noi știm ce slăbiciune avem, știm cu ce am greșit și cu ce ne-am pătat haina sufletului nostru. Spune psalmistul, ferește-te de rău și fă binele. Adică să ne oprim de la cădere, de la faptele rele și să punem în locul lor o faptă bună. De am căzut prin mâncare, să ne stăduim a ridica prin post. Am căzut prin părerea de sine, să ne sculăm prin defăimare de sine. Am căzut prin nepocăință, să ne sculăm prin lacrimi de străpungere. Am căzut prin lenevie și uitare de Dumnezeu, să adunăm grija de mântuire și frica de Dumnezeu. Am căzut dădându-ne plăcerilor, să ne sculăm prin vețuire aspră și îndurare de bunăvoie a lipsurilor. Am căzut prin multă vorbire, să ne sculăm prin tăcere. Am căzut prin ascultarea de vorbe deșarte și citirea de cărți nefolositoare, să ne sculăm prin ascultarea cuvântului Dumnezeu și citirea de cărți mântuitoare. Din adâncul veacurilor, lumea de după Adam s-a tânguit după fericirea pierdută. Și noi cei de azi, și până în veac, plângem cu Adam pentru paradisul pierdut. Dar nu e de ajuns numai să plângem și să ne tânguim. Trebuie să și facem ceva. Ni s-au deschis prin Adam cel nou, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, porți prin care să putem pătrunde, să redobândim fericirea veșnică pierdută de străboși prin ascultare și prin nepostire. Ni s-a dat puterea rugăciunii, ni s-a deschis calea postului, ni s-a dăruit visteria iubirii, ni s-a oferit comoara din ceruri, comoara faptelor bune. La aceasta ne îndeamnă biserica, la a ne înarma cu armele credinței, cu armele luminii, ce ne vor duce la limanul mântuirii. Să rugăm, iubiți credincioși, pe Dumnezeu, să ne învrednicească și pe noi, cei care vom începe mâine postul, să trecem această perioadă cu toată ființa noastră, împăcându-ne cu semenii noștri, cerând iertare celor cărora le-am greșit, postim cu trupul, dar și cu mintea, și cu gândurile, și cu simțurile toate. Dezlipindu-ne de lucrurile care, dintr-un motiv sau altul, au ajuns să ne facă robi, în loc să slujim a Totputernicului și Bunului Dumnezeu. Iar făcând acestea, să nu uităm cuvântul Apostolului Pavel, pe care l-am auzit astăzi. Cel ce mănâncă, să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă, să nu osândească pe cel ce mănâncă. Cum spune și rugăciunea Sfântului Efrem, pe care am amintit-o, așa, Doamne, dă-mi să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Să ne binecuvinteze Domnul cu post bineplăcutului și spor duhovnicesc, să aprindă în sufletele noastre focul doririi de a fi cu El, iar slăvita sa înviere să încununeze osteneala noastră. Lui fie slava în veci. Amin.